altfel, Mircea Diaconu a stat o oră în sediul BEC. Diana Lazar vine cu toate informațiile și ne spune mai exact ce a făcut Mircea Diaconu acolo. Bun găsit, Diana! Bun găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Într-adevăr, Mircea Diaconu a stat mai bine de o oră în sediul Biroului Electoral Central, asta pentru că a fost necesară o verificare a dosarului de candidat, a semnăturilor pe care le-a depus acesta. Este o procedură obișnuită, se întâmplă în cazul fiecărui candidat în parte, însă Mircea Diaconu nu a venit mai devreme pentru a începe această procedură așa cum trebuia, ci a venit la ora la care a fost programat, fapt care a dus la o întârziere. Apoi, Mircea Diaconu a dat o declarație de presă și de intenție, bineînțeles, în cazul în care va ajunge președintele României. Spune Mircea Diaconu că va fi complet diferit de ce am avut și ce am trăit noi până acum, în sensul în care domnia sa va fi un președinte perfect neutru. A promis neutralitate în raport cu guvernul, în raport cu parlamentul și cu întreaga societate românească, pentru că, spune domnia sa, astea sunt atribuțiile constituționale ale unui șef de stat în România, nici de cum să provoace de fiecare dată scandaluri politice și să fie tot timpul în disput, așadar, cu diversi oameni politici, fie ei premieri sau parlamentari. Dimineață a fost prezent aici președintele UDMR, Kelemen Hunor, care candidează și el pentru președinția României. A venit foarte interesant cu o trotinetă aici în centrul vechi, pentru că spunea vrea să dea un semnal pentru toți românii să protejeze mediul și să circule cât mai puțin cu automobilele și cât mai mult, practic, pe două roți fără să polueze. Trebuie pus în context, totuși, Andreea, faptul că prezența lui Kelemen Hunor pe trotinetă nu este întâmplătoare. Chiar UDMR, partidul pe care îl conduce, a depus la Parlament un proiect de lege care practic reglementa sau încerca să reglementeze trotinetele, dar nu a ieșit exact așa cum ar fi vrut aceștia, ci interpretarea dată în spațiul public a fost aceea de a interzice trotinetele. Ca atare, cel mai probabil Kelemen Hunor a vrut să șteargă probabil acea impresie și iată a promovat acest mijloc de transport. Oricum ar fi, trebuie spus că sunt foarte mulți candidați care doresc să intre în această competiție pentru Palatul Cotroceni, cei cu principalele șanse, respectiv Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă și Dan Barna au depus deja dosarele de candidat aici la Biroul Electoral Central, însă nu se știe niciodată, nu-i așa în politică, ce surprize apar, așa că fiecare candidat are exact aceeași șansă ca și ceilalți. Mâine la ora 24 se închide Biroul Electoral Central cu această procedură, urmează apoi validarea dosarelor de candidați, astfel că pe 29 septembrie vom ști exact pe cine putem vota în data de 10 noiembrie. Diana Lazar, mulțumim foarte mult!